La o săptămână după bombardamentele din Zaporojie, care au ucis cel puțin 19 oameni și au rănit alte 10 de persoane, locuitorii blocurilor rezidențiale care au fost afectate s-au întors la apartamente pentru a-și recupera unele bunuri și a vedea ce a mai rămas din casele lor. În data de 9 octombrie, când au început să sune sirenele, primul lucru pe care l-a făcut Svetlana Condreașova și-a trezit nepoții, Carina și Artem, care au 10 și respectiv 7 ani și i-a trimis pe coridorul apartamentului, cel mai sigur loc în care să fie, s-a gândit ea. Fratele ei nu a vrut să se miște și a rămas pe canapea. Câteva minute mai târziu au auzit prima explozie, apoi o alta care a zguduit întreaga clădire. Ferestrele și unele uși au fost avariate și au fost nevoiți să spargă ușa principală pentru a părăsi apartamentul. Au fugit în subsolul școlii din apropiere și au rămas acolo până dimineața. Locuiesc aici de 44 de ani. Acesta a fost apartamentul părinților mei. Chiar dacă locuința noastră a fost distrusă, noi nu vom pleca. Vom lupta până la final. Deci toți oamenii știu că țara noastră este de neînvins. Oamenii noștri sunt puternici. Vom câștiga definitiv. Trebuie doar să așteptăm puțin. Această femeie de 62 de ani se afla cu fiul și nepoata ei când a avut loc exploziile. Cei trei au rămas blocați ore întregi în apartament până când pompierii i-au salvat. Acum ea locuiește într-o școală folosită drept adăpost și încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat cu apartamentul în care a locuit în ultimii 18 ani. Nu se poate întoarce în Kherson, patria ei, pentru că acum este ocupată de trupele rusești. Pe de altă parte, nu are bani să cumpere un apartament nou, a explicat ea. Chiar și în astfel de circumstanțe, ea nu vrea să părăsească țara. Nu știm unde trebuie să mergem, unde este sigur. Nimeni nu știe, afară sau în interiorul apartamentului. Sunt bolnavă, am o problemă cu inima și dureri de cap tot timpul și toată lumea mă întreabă, cum mai reușești? Devin mai puternică pe zi ce trece. Forță, putere și credință. Totul va fi bine. Săptămâna trecută, 7 rachete au lovit Zaporojie, dintre care 3 au căzut în centrul orașului. O clădire situată pe artera principală a fost aproape complet aruncată în aer. Din 5 etaje, doar 4 au mai rămas în picioare. Restul au fost făcute moloz. Acesta nu a fost primul dezastru al orașului. În data de 30 septembrie, 31 de persoane au murit la periferia orașului Zaporojie într-o parcare când o rachetă a căzut în mijlocul lor. În afară de un polițist ucis, ceilalți 30 încercau să intre în zona Ucrainei aflată sub control. Rus.